Peste 200.000 de hunedoreni, adică aproape jumătate din populația județului, știu ce înseamnă Uniunea Europeană. Aceasta este misiunea îndeplinită de biroul de consiliere al cetățeanului din Simerea, transformat de curând în centrul de informare Europa al județului Hunedoara. Informația, practic, atunci e cea mai bună și binevenită când stăm, cum se spune, față în față cu cetățeanul, pentru a-i oferi acolo, în mod direct, informația necesară de care are nevoie. Prin informațiile pe care le avem, prin conectarea la resursele de internet gratuite a site-ului Delegației Comisiei Europene, un cetățean este foarte bine informat, concis, cu informații clare de actualitate. Angajații centrului oferă informații la zi despre instituțiile europene, legislația comunitară și cum pot fi accesate resursele Uniunii Europene. Când îi spunem că suntem, domnule, este un serviciu gratuit. O primă reacție se bucură, dar parcă nu-i vine să creadă. Deci tocmai asta este menirea noastră, de a aduce informațiile gratuite și de calitate pentru locuitorii județului nostru. Centrul de informare Europa al județului Hunedoara este dotat cu o sală de lectură și bibliotecă în care se află cărți valoroase în domeniul afacerilor europene, reviste de specialitate și CD-uri documentare.